Salut! Cum sunteți voi și ce faceți voi? Salutări! Vă pup! Salut! Salut, fetele mele! Nico Pătru, salut, fată! Cum e vremea în Spania? Vasile, pupici! Eliza! Așa, bună ziua, salut Daniela! Te salut cu drag! Anișoara! Salut! Da, sunt croitoreasă, așa-i. Da, liniștită la mine în birou. Eliza, salut! Da, suntem femei frumoase. Foarte frumoase femei. Știți care, îi, care sunt cele două teme din Biblie? Apropo de frumusețe. Știți care sunt? În Biblie sunt doar două teme îi... Știți care sunt? Hai să vedem cât știu. Ești o femeie de succes. Suntem, doamna Ianișoara. În, în Biblie sunt două teme. Atât. Salut, Andreea. Știți care sunt acelea? Îndrăzneala și dragostea. Să nu uitați! Biblia are doar două teme: îndrăzneala și dragostea. Salut, pupici! Gabriel, Maria, Ioana, Dorina. Ca eu niciodată nu am îndrăznit să-l supăr pe soțul meu. Doamna, pentru că nu ai citit Biblia, tu nu ai citit cuvântul, știi? Da. Deci nu ți-a evaporat niște lucruri fundamentale în creier, în cap, în primul rând. Pentru că îndrăzneala nu înseamnă doar a vorbi cu voce tare sau cu o anumită forță în fața soțului, copilului sau, sigur, celorlalți este să ai curajul de a lupta pentru ceea ce este corect, chiar și în fața opoziției. Da, oamenii care sunt îndrăzneți în credința lor au mai mult impact de durată în fața lumii, nu doar în fața familiei. Când discutăm, iată, cu îndrăzneală, așteptăm minuni și miracole. Dacă tu n-ai îndrăznit să-i spui soțului cine ești, nu o să îndrăznești niciodată să faci și mai mult de atât. Citește acolo în Marcu, da, în 15 cu 20, zice, se spune că ucenicii au ieșit și au predicat peste tot. Cu îndrăzneală. Iar Domnul sigur a lucrat cu ei și i-a confirmat cuvântul prin semnele sigur însoțitoare. Când tu îți faci treaba, Dumnezeu e lângă tine. Și, și și se așează atâta tot acolo la tine. Să știi că îndrăzneala este un atribut în primul rând crucial pentru oricare creștin. într între adevăr să împărtășească în și în Biblie. Este, da, foarte important să fii ambasador al lui Dumnezeu în îndrăzneală, pentru că e foarte important să vorbești cu îndrăzneală și fără teamă, în fața fiecărui om, bazându-te pe Dumnezeu. Așa că rogă-te, fată, pentru îndrăzneală în aceste lucruri, ca să poți să ai un impact de durată asupra lumii din jurul nostru. Oana, te pup. Păi, Biblia ce contrazice de la început pentru ce să-i citești? Păi cum adică Biblia se contrazice? Te contrazici tu, tu te limitezi. Biblia are sute de spectre și toate sunt despre îndrăzneală, pozitivitate, curaj, adevăr. E simplu. Se contrazice de la început. Tu nici nu știi câte grame are o Biblie. Nu se poate contrazice ceva ce n-ai luat ca greutate să citești. Tu te contrazici și tu ești cel care te limitezi. Asta faci. Foarte puternică, pentru că m-ai făcut să plâng că acest lucru mie mi-a lipsit întotdeauna. Da, Doamne. Îndrăzneala. Să știi că o, o caracteristică extrem de importantă pe care o au numai creștinii. În primul rând că îndrăznearea este o calitate care este prețuită și este răsplătită de însuși Dumnezeu. Însuși Dumnezeu. Și Biblia, dacă ați citit-o, să știți că este plină uh, de oameni îndrăzneți, în primul rând, în credința lor. Și au fost foarte bine cuvântați pentru aceasta clar. Cei drepți întotdeauna sunt încurajați să fie îndrăzneți, pentru că știu, toți cei ce sunt drepți știu că îi așteaptă o mare răsplată. Faptul că reziști, da, e un adevăr Să știi că a rezista este o componență cheie, cheie a îndrăznelii. Faptul că ai răbdare. La fel. Pentru că în Evrei, acolo, sigur, în 10 cu 36, zice pentru că ai nevoie de răbdare. Ai nevoie. Că după ce ai făcut voia lui Dumnezeu, ca tu să primești făgăduință. Dar să știți că cei ce sunt îndrăzneți în credința lor sunt și dispuși să îndure greutăți și să persevereze în vremuri dificile. Da, pentru că Isus zice, în lumea asta vă va fi greu, dar voi îndrăzniți, că eu, iată, am biruit lumea. Deci, practic, creștinul care îndrăznește are o armură completă. Îndrăzneala este, într-adevăr, aerul nativ al unui creștin. O respiră așa cum trăiește. Toți creștinii să știți că trebuie să fie îndrăzneți în credința lor și nu trebuie să se teamă, să susțină ceea ce ei cred în ei. Să știți că Biblia are foarte multe de spus despre îndrăzneală, care într-adevăr este o calitate care creștinii, iată, ar trebui să se străduiască, să o posede. Tot timpul îndrăzneala este respectă de Dumnezeu și este atât de esențială, măi, oameni, pentru o lucrare eficientă și o viață, bineînțeles, creștină, puternică, cu un alt fundament. Anca, e bine să fim toți îndrăzneți, da, ca niște lei, în credința noastră, da, doamna Daniela, și să fii dispus să dur greutăți și să ați asumi riscul, riscul de dragul lui Dumnezeu. E foarte indicat. Eu nu înțeleg femeile acestea supuse bărbatului să ai frică să-l cerți. Nu înțeleg. Da, pentru că acolo zice că femeia, da, îi ajutor potrivit pentru bărbat. și îi ajutor potrivit și suport, într-adevăr, pentru bărbatul care, la rândul lui, ce face? Nu trădează, nu înșeală, nu persecută, nu minte și ușor în fața da, lui și pe urmă în fața celorlalți. Restul, bineînțeles, sunt lucruri degeaba, care oricum rămân degeaba. Ancuța, ai Citește. Așa. Îndrăzneala este să-ți exprimi cu îndrăzneală opinia, dorința și să spui ce crezi și ce simți. Da, e adevărat. E adevărat asta ce spui. Dar, dar vă mai spun încă o întrebare. Totuși, vă spun, știți cine sunt, care sunt cele mai importante teme din Biblie? Sunt două, ca să știți. V-am spus, îi îndrăzneala și dragostea. Atât. Da, sunt două dintre cele mai importante teme din Biblie. Mai sunt, dar acestea sunt împletite și se completează reciproc. Biblia să știi că ne învață că îndrăzneala este un rezultat natural al iubirii. În primul rând. Să definim dragostea. Da, Biblia să știi că definește iubirea ca fiind altruistă, sacrificială, dacă vrei, și bineînțeles necondiționată. Da, este genul acela de iubire pe care însăși Dumnezeu o are pentru noi și pe care, sigur, o a treb va trebui să o avem unii pentru alții. Când iubim pe cineva, punem nevoile lui înaintea nevoilor noastre și căutăm, bineînțeles, să slujim. Acum, sigur că îndrăzneala, pe de altă parte, este disponibilitatea de a-și asuma riscuri și de a spune adevărul. Chiar și atunci când este dificil sau nepopular. Da, îndrăzneala este curajul de a apăra pentru ceea ce este corect și, bineînțeles, de a apăra pe cei care nu se pot apăra. Deci, practic, așa, dragostea și îndrăzneala sunt într-adevăr legate. Și dacă citiți acolo în Biblie, să știți că Biblia pe noi ne învață că iubirea este temelia îndrăznelii. Citiți, că nu-i greșit să nu citiți. Când iubești pe cineva, suntem într-adevăr dispuși să ne asumăm riscuri pentru omul respectiv și să spui adevărul, mai ales în dragoste. Nu ne este frică de ceea ce cred sau spun alții, pentru că dragostea, pentru el, ea, ei, ne obligă să acționăm. Așa că vă rog să faceți cumva și să luați în considerare Exemplul lui Sus. Da, el a fost un simbol al iubirii și al îndrăznelii. Da, Iisus, cu, ca și îndrăzneală, cum a venit cu adevăr, chiar și atunci când era nepopular și era dispus să moară pur și simplu pentru sau de dragul dragostei. Deci dragostea i-a dat curajul să înfrunte crucea și să învingă moartea. Mă înțelegi? Creșteți cu mine. Așa că da, mai citiți Biblia. Pentru că acolo în 1, în Ioan 4 cu 8 zice, nu este frică în dragoste, dar iubirea desăvârșită alungă frica. Pentru că frica implică chin, dar cine se teme nu a fost desăvârșit în dragoste. Da. Pentru ce te temi? Da. Nu te teme, pentru ce te temi? Da, ce ne arată? Că dragostea și iubirea, îndrăzneala, sunt inseparabile. Când iubim perfect, nu și putem fi îndrăzneți în acțiunile și vorbirea noastră. Fiți deștepți. Totuși trebuie să ai totuși la rugăciunii. Pentru că da, acolo în Biblie ne învață că iubirea este temelia îndrăznelii. Când iubim pe cineva, suntem dispuși să ne asumăm riscuri și să spunem adevărul în acea dragoste. Nu ne este frică niciodată de ceea ce cred alții. Pentru că acea dragoste pe care tu o ai te obligă să acționezi într-un Dumnezeu și într-o persoană respectivă. Așa că străduiți-vă toți și iubiți perfect și fiți îndrăzneți în acțiuni și în vorbire. Asta e datoria ta. Îmi zicea cineva, tu ai citit și n-ai înțeles. ți am explicat mai pendelete. Așa, bună, încă îmi zice doamna Gabriela. Doamna Ancuța, te iubesc și te ador. Mulțumesc frumos! și eu vă iubesc și vă ador. Suntem femei de lungă durată. Mai puțin ca să răspund aici la doamna. Să-i spun că iau legătura cu ea mai târziu pentru că îmi scria pe... Continuăm de ce se contrazice Geneza 1 și Geneza 2. Acum, sigur, acolo în Geneza 1, Geneza 2 era partea că la început, sigur, s-a făcut cerurile, creația, pământuri, pământul a pustiu și gol și așa mai departe. Că Dumnezeu, că păsările și așa, să fie lumină și a fost lumină și așa, lasă-mă. La, dacă mai mă întreb prostidesea, bun, eu nu vorbesc despre asta, totuși. vorbesc despre ceea ce trebuie să fie un om să aibă tot timpul lumină, încredere, disciplină, respect, continuitate, că altfel degeaba ți-a dat, a dat Dumnezeu întuneric și lumină când tu nu știi să le deosebești. Mai înțeles? Bun. Doar prin suferințe a ajungi la victorie, să crezi în soare și în destinul tău. Corect. Suntem iubire și dăruim cu folos. Așa. Așa, mă întreabă un domn farm, ce te face să te apropii de Dumnezeu dragostea față de el sau frica de iad? Eu nu știu ce înseamnă iad. Pentru că nu există rai și nu există iad. Există doar ce își face omul pe pământ. Atâta tot. Pentru ce mă îngreunez cu o întrebare? Iad, rai, începi, știi, de parcă ești la grădiniță și tu deja ești deja pensionar. Nu există iat și rai, există în concordanță cu pașii tăi ceea ce tu faci. De ceea ce tu-ți faci și ceea ce tu pui, aia va crește. Ca să știi, dimineața când te trezești, ai o spune, mai vorbesc mai pendelete. Dimineața tu te trezești și ai o bucată de pâine în mână. Și în fața ai un câine bun și un câine rău. E dreptul tău cu îi dai să mănânce și pe care la să moară. <coughs> Anca mie îmi este rușine de ce cred alții, și de multe ori mă las așa la fund. Doamnă, rușinea este o emoție care ne poate împiedica să fim îndrăzneți. Sigur, rușinea este adesea rezultatul greșelilor sau eșecurilor din trecut și ne poate face să ne simțim nedemni. Sau de multe ori, da? inadecvați, în orice. Să știți că totuși în Biblie nu există nici o condamnare pentru cei ce sunt în Hristos. Nu. Pentru că înseamnă că putem să ne eliberăm de rușine, de rușinea și să mergem înainte cu îndrăzneala în credința noastră. Când suntem îndrăzneți, da, suntem capabili să ieșim în credință și să facem ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem. Chiar și atunci când este dificil sau inconfortabil. Sigur că putem avea încredere că Dumnezeu este cu noi și da, îi cu noi la fiecare pas și că El, într-adevăr, ne va da putere și curaj de care noi avem nevoie pentru a ne învinge nu doar rușinea, ci și frica. Deci, îndrăzneala este un instrument puternic care ne poate ajuta să depășim frica și rușinea. În viața noastră, având încredere în Dumnezeu și, bineînțeles, să nu ieși din credință, că doar așa ai o înaltă îndrăzneală și o încredere știind că El, Dumnezeu, este cu noi la fiecare pas. Ceea ce tu ai, cine ți-a dat, Doamnă, eu sunt o femeie disciplinată și disciplina să știi că este esențială în dezvoltare. Îndrăzneala. Deoarece, într-adevăr, ajută să rămânem concentrați și dedicați obiectivelor noastre. Dacă ai citi în proverbele 25 până la 28, zice așa, mai cine nu stăpânește asupra lucrului său este ca o cetate dărâmată. Da. Asta ce înseamnă? Arată că, fără disciplină, suntem vulnerabili la atacuri și incapabili să ne apărăm. Deci, cultivând disciplina în viața noastră, le putem să întărim caracterul și putem deveni mai rezistenți în, sat, în fața adversivității. Advers, adversivității. Da, deci, după disciplină trebuie să ai și o conduită corectă. Că e clar, e foarte importantă pentru că ajută să menții acea integritate da? și credibilitate. Să citești în Corinteni, acolo, în Corinteni, în doi Corinteni, zice, asigurând lucruri cinstite, nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Ce înseamnă asta? Că te întreb ce am eu, că acțiunile noastre sunt urmărite și avem o responsabilitate de a ne comporta într-un mod care să reflecte pozitiv asupra credinței noastre. Când noi am îmbinat disciplina și conduita corectă cu o îndrăzneală înaltă, suntem o forță puternică, nu așa, întru binele lumii, pentru binele lumii, pentru că ceilalți văd ceea ce tu ai și vede că ceea ce tu ai, oamenii vorbesc, dar din ceea ce tu ai nu se dărâmă nimic. Știi de ce nu se dărâmă nimic? Pentru că e vorba de cunoaștere, ușur, ușorul care îl faci, adică cu care le faci într-o adevăr și ceea ce ți-a dat Dumnezeu, da, rămâne în picioare. Poate fi discutat de mințile limitate, dar un om care are o credință și un om care e înțelept, tu știți, voi știți că înțelepții niciodată nu discută de locuri. Un înțelept zice bravo, după meritul lui și în pașilul și în credința lui. Dar un năcăjit tot timpul are impresia că ceea ce am eu e a lui. Nu, întăreșteți credința. Și lasă-ne. Așa. Da, nu se poate una fără alta, nu se poate una fără alta. Bună ziua, salut. Important este ce crezi tu despre tine și nu ce cred alții, pentru că ceilalți nu știi cu câtă putere Doamnă, pentru pe mine nu mă interesează și nu mă interesează niciodată ce cred alții despre mine. Ai dați Pe mine mă interesează ce crede Dumnezeu. Atât, tot. Dacă iubitul meu nu mai înscrie sau copilul meu s-a dus la altceva, eu mă preocup să nu lipsească Dumnezeu. Absența acestor persoane este, știi, așa se duc, vin, știi, ca pisicile rătăcite. Dar niciodată da? nu, nu vreau să simt absența lui Dumnezeu. Acolo îi, iată, răspunsul meu. Să știi, Anca, că eu de acum o să fiu foarte puternică pentru că tu mi-ai dat o șansă și mie acest lucru mi-a lipsit întotdeauna. Bravo! Trebuie să fii puternică. Ca n-ai nicio șansă. Da, pentru că sunt multe, doamne, verseturi pe care eu vreau ca tu să le știi. Și trebuie totul să citiți, ca să știți. Nimic nu bărbătează. Ca Biblia. Uite, în Proverbele 28 cu 1 zice cei răi fug când nimeni nu urmărește, când nimeni nu-i urmărește. Adică, rotată, încă o dată zic, cei răi fug când nimeni nu-i urmărește, ai înțeles? În timp ce cei drepți sunt îndrăzneți, ca un leu. Ai înțeles? Da. Atât de mult sublinează, atât de important acest verset, dar mulți îl, îl râd. Tu trebuie să fii încrezător în propriile convingeri. Așa, îmi zice un domn că recomand să citim Biblia, nu știu ce. Mm -mm. Îndrăzneala. Da, doamnă. L-am spus. Să știi că e o caracteristică extrem de importantă. Pe care o au doar creștinii. Îndrăzneala să știi că este o mare calitate și foarte prețuită. Și este într-adevăr prețuită de însăși Dumnezeu. Însuși Dumnezeu. Evită, așa te pup! Maria! Da, pe Fica de Dumnezeu e totul. Bravo, pupici! Florin, salut! Pupici! Bună ziua! Vă doresc o zi minunată de frumoasă! Miau, miau! Pupici! Cu scripici! Miau, miau! Bravo nouă! Da, citim în continuare. Maria, ce fac? Sunt foarte bine, relaxată, liniștită aici. Calmă! Da. Salut, Gabriel. Ionela. Da, ți-a trimis comanda. E trimisă. E trimisă. Totul e trimis acolo. Văd că mă, îmi scrieți, dar nu am cum să răspund. Așa. Anca despre răutatea oamenilor. Doamnă, da, oamenii sunt răi. N-ai ce să faci asta. N-am ce să spun despre asta. Am văzut mai înainte un. un clip unde m-a turmentat. Dar să știi că răutatea oamenilor izvorește cel mai frecvent din propriile lor frustrări, propriile lor neîmpliniri și propriile lor limitări și deprimări. Credeți-mă că așa e. Atunci când vorbim, și aici, sigur, atunci când nu mai vorbim de lipsa de educație și de bun simț. Da. Dar să știți că din copilărie, încă din copilărie, majoritatea oamenilor au fost obligați să își înăbușe pornirile, nevoile și dorințele. Și acest lucru a fost necesar pentru procesul de educație și de socializare. Da, când se naște omul este condiționat de pulsurile sale primare și, bineînțeles, egoiste care îi sunt necesare pentru supraviețuire. Da, dar, bineînțeles, prin educație, aceste impulsuri sunt șlefuite. Dacă te uiți la copii, vei vedea că ei sunt răi. Și, și sigur ne ce ajute să-și turnirile care nu sunt acceptate societății. Adică să dobândească cei șapte ani de acasă. Și aici, bineînțeles, intră bunul simț, comportament civilizat, moralitate, etc. Da. Salut, Carla! Dar să știi atunci când omul este prea mult deprimat, când nu simte că nu și mai poate arăta personalitatea lui și îi se impun atâtea multe limite, când acea frică îi guvernează viața, când i s-au insuflat, iată, niște credințe care îi condiționează comportamentul și viața, împotriva, iată, voinței sale, să știi că orice om, la orice om, devine frustrat, neîmplinit și nefericit. Da, asta se întâmplă. Când omul crede că nu poate să-și trăiască viața visurilor lui, va simți, cum să spun, o invidie de mine, de ăla, de la față de cei ce o fac. Când vede acea reușită a mea al lui altul, se simt frustrați. Când văd că alții se înalță, el, da, ăla, ăia, va dori să ia afacerea sau să le împietice zborul. Doar ca ei să nu se simtă singuri, ei fac asta în nefericirea lor. Deci omul face acest lucru să nu se simtă singur în nefericirea lui. Da, eu le cunosc impulsurile la celor necredincioși. Când ăia văd că alții își trăiesc viața liberă, el devine o el te vine realist, rapid, la propria lui închisoare, pe care o are doar în mintea sa. Da, ăla e mesajul meu pentru ea. Iar toate acestea îl fac să te devine rău. Da, sau chiar uneori agresiv. Bunul simț și comportamentul civilizat, să știți că sunt foarte importante pentru fiecare om. Da, dar la fel de important este și ca omul să-și dea voie să fie și să trăiască liber. Da, să viseze și să-și investească, cum să spun, energia vitală în atingerea visurilor sale. Atunci când nu este vorba de lipsa de educație și bun simț, să știi că răutatea omului provine din frustrare, din reprimare și invidie și nefericire. Și știi de ce? V-am răspuns pentru că mulți mă întrebați, cei cu mine, de ce nu mă supăr, cum de-am făcut asta, cum de nu știu ce, că mă cred. Eu nu mă cred, eu sunt, ca să știi. Că mă, mă obosiți cu neputința voastră. E loc sub soare pentru toți. Câte exemple să vă dau. Anca, eu sunt manipulată. În cuplul meu de ani de zile, trăiesc cu unul. Doamna, Adică, adică, cum? Că pe mine nu mă pot niciodată manipula. Eu, nu știu cum să zic, că mi să-ți să explic asta. Deci tu cum să-ți dai seama că ești manipulată, doamnă? Deci, când tu te simți intimidat sau amenințat și tocmai din acel motiv te supui dorințelor și cerințelor partenerului tău. Da, tu te supui nevoilor partenerului tău care oricum sunt mai prețios de ale tale. Și totuși, Florin, mersi și te simți constrânsă să îi le satisfaci cu prețul pro propriei binestări. Partenerul tău nu acceptă să fie refuzat și când se întâmplă acest lucru, îți poate spune lucruri de genul Dacă nu faci ca mine, ne despărțim. Arată-i muie! Că suntem în 2023. Tu te dracului, zic. Tu te racul, așa zici. Că dacă nu accept acest lucru, băi, tu pe mine nu mă iubești. Arată, ăsta american, la ăla care zice. Îți zice, o, dacă nu faci ca mine, ești o egoistă. Deci, practic, manipulatorul te face să te simți vinovată și te face să-ți fie teamă. Dacă te regăsești unde ți-am spus, în situația de a, face, de a face sacrificii și compromisuri pentru partenerul tău și simți că, în general, doar tu ești cea care oferă, lasă-l dracului. Tu te! Cai de lucru. câte De lucru. Da. Manipularea și șantajul emoțional sunt niște tehnici de dominare. Și supunere. Da? Sigur. Foarte folosite. Mai ales în relațiile de cuplu, afaceri și îi foarte important să înveți, să le recunoști. Pentru a nu cădea pradă lor. Florinte pup. Da. Un om care manipulează îți induce un sentiment de vinovăție, de frică. Un om slab face asta. Te supune pentru a obține ce el își dorește, fără a ține cont de sentimentul lui. Asta se întâmplă. Dacă ai unul lângă tine, știi ce să-i zici? Deci, auzi, băi, ăsta e american. Uie, așa ți arăți. Când cere ceva, ce deci, auzi, mai pulă, am vrut eu să-ți cerție. Că unul când zice ești o curvă, ești o muistă, ai dreptate zi și du-te Așa, uh, radiază puterea dumneavoastră prin la ochilor care luminează adâncul sufletul. Bravo lui. Uh, bravo, te admir. Așa. Ia să vedem. Salut! Mulțumesc pentru trandafiri. Da. Eu știți ce vreau să vă spun. Vă rog frumos să nu permiteți celorlalți să vă supere. Sunt oameni care își dau cu părerea. Oamenii critică, oamenii dau sfaturi, oamenii spun. Nu poți, nu ești, nu existi. Însă, ceea ce spun ei și ceea ce simțim noi se află propria percepție. Da, propria manieră de a ne reporta la vorbele și comportamentele lor. Nimeni nu te poate face să te simți rău fără permisiunea ta. Iar ceea ce spun oamenii este de cele mai multe ori despre ei, nu despre tine. Ca să știi. Și da, de exemplu, dacă cineva îți reproșează că ești o nesimțită sau o cretină obraznică, că ești o egoistă, că ești, nu știu, o, o falsă. Știi de ce? Îți spune asta pentru că tu nu te oprești, pentru că tu ai o continuitate, pentru că tu ai un proces. Și atunci el vine să te oprească ca să tu să vii în nevoile lui și să ți le oprești pe ale tale. Dar da, asta nu vorbește, de fapt, despre egoismul tău, că tu avansezi. Nu, no, vorbește despre neputința și egoismul lui. El nu poate. Da? Ce zice asta? Peste 2-3 ani ajunge sus. Hai să o șantajez. Pe tine ăștia, căcați ăștia care nu s-au realizat, se, se, te fac să te, simți, să te simți tu vinovat și în momentul ca să nu mai ajungi la linia ta și te face să te simți supărată, împovorată, tot timpul să zici, vai, dar cu ce am greșit, tot timpul vor să te facă vinovată. Întărește-ți credința și lasă că ca cați imatur să plece. Tu ai treabă, mai înțeles? Și sunt mulți care nu se pot, nu se mai pot uita niciodată decât la succesul tău. Și o să vină o vreme când tu o să fii în succes și o să zică, mă, permiteți-mi să mă așez și să vă spun despre cum am cunoscut-o pe aia. Aia. Florin, te pup la mare meserie, băiatule. Așa. Da, eu sunt o femeie pozitivă. Oamenii să știți că percep realitatea și se comportă într-un anumit fel. În funcție de programele lor mentale în funcție de cerințele, interesele, trăirile lor, viziunile lor. Da. De exemplu, un om care a acumulat în interiorul său o multă și o mare agresivitate, o frustrare, va căuta foarte multe modalități pentru a manifesta în viața sa exact aceste atribute. Da, va căuta mai multe motive pentru a se simți, pentru a se simți el frustrat, furios. Și se va obișnui, da, să se înfurie. Și se va focaliza pe ceea ce nu este bine. Da. Și găsește, într-adevăr, motiv de frustrare și de o mare supărare din 10 lucruri corecte, mă. El le vede strâmbe. Da. Tu faci unul singur greșit, că îi dai atenție. Și da, și trecere, bineînțeles, în fața priorităților tale. Da, când găsiți astfel de jigodii, lăsați-le. Un bărbat nu te, poate, nu te poate, cum să spun, invidia și nu te poate descuraja. Numai dacă tu permiți. Așa că nu permite, Doamne ferește, să-ți mai pună bețe în roate. Așa că astăzi, nu uitați. Este o zi frumoasă de duminică, 30 iulie. Învață să crești. Și învață să asculți mergând. Da, asta trebuie să faci. Da, deci trebuie neapărat să fii foarte serioasă în convingere, da? Nu rămâne lângă acei limitativi care se limitează. Așa. Da. Mirela, te pup. Da, corect, exact, adevărat. Ce părere ai despre nerecunoscători? Nerecunoscătorii fac un singur lucru, doamna. Oamenii nerecunoscători fac un singur lucru. Adică e pentru viața care o are. Dar un necunoscutor face un singur lucru. Se plânge de singurul lucru pe care nu l-ai făcut pentru ei. Înțeles? În loc să fie recunoscător pentru atitudini, multitudinea de lucruri pe care ai făcut-o, el deja, fete, ceea ce tu n-ai făcut. Și ceea ce tu n-ai făcut e un lucru din cele 100, iată, îndeplinite. Și acolo te tachinează. Pe tine, Doamne, nu pe mine. Florin, te pup! Da. Cum să renunț de la omul de lângă mine? Că eu nu știu cum să las, că tot timpul sunt în presiune și în tensiune. Și sufăr și plâng. Doamnă, să persiști în greșeală, să rămâi în relații disfuncționale și să splângi de milă, sunt atitudini în care te săcătuiesc de putere, Doamnă. Despre puterea ta interioară și despre recuperarea ei. Eee! Deci, tu trebuie să vorbești cu cineva să ți explice. Da, doamnă. Deci una dintre real, cele mai înalte realizări este să conștientizezi, doamnă, că în momentul să realizezi după ce conștientizezi că nu toată lumea se schimbă. Unii oameni nu se schimbă niciodată. Da, și pentru că ai ai călătoria lor iar călătoria ta prin viață nu este despre a-i schimba pe ei, măi, ci despre a-ți scroi propriul tău drum. Asta trebuie să faci. Asumat. Mereu. Și întotdeauna. Am trăit așa ceva, dar am avut puterea de a ieși. Ești foarte frumoasă și inteligentă. Da, 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 încă am luat șamponul pentru porul gras și balsamul pentru porul normal. Am porul gras și încade e, e bulb, ci, firul. Deci, uh, deci, ce trebuie să faci este cu șamponul, dacă ai luat și șamponul pentru părul și pentru păr normal, deci spală -te cu cer uh, roșu. Lasă 10 minute spuma bogată cu argint coloidal pe păr. Clătești. Iei balsamul și te dai de jos în sus. Aici. Nu-ți atingi rădăcina. ăla e secretul. Pe mă clătești normal. Și da, dacă îl faci cum trebuie, că multe vă grăbiți. Când sugeți, vă grăbiți, când vă enervați, vă grăbiți, când divorțați, vă grăbiți, tot timpul vă grăbiți. Trebuie să stai 10-15 minute cu spuma bogată, cu argint coloidal pe păr. Mersi, Florin. Pe păr. Să acționeze. Ce face argintul coloidal? Are nevoie de timp. E oricum e scu sunt foarte scumpe produsele de la mine. Pentru ce te grăbești să le clătești? Că nu ești atât de bine financiar. Și atunci dacă ți le-ai luat, nu te grăbi. În cade părul, pe păi, scade părul că te grăbești. Te grăbești în tot. E o problemă, ah, îți stai pompe la inimă, ăla a plecat, nu mai vine, ah, în alvagin și vă faceți probleme tot timpul. Stresul înseamnă depresie. Depresia înseamnă lipsa conexiunii cu Dumnezeu. Estus sus degeaba. Anca, ce părere ai de Putin? De război? Dar acum, sigur, uneori suntem doar victime colaterale în războiul de... în războiul pe care cineva îl are cu sine însuși. Ca să știi. Și aici, sigur că pot să adaug. Să-ți fac porul, că nu mai știu eu aici. Anca, sunt cu un narcisist. Trăiesc cu un narcisist, da, să ți îl pupi în fund. Că așa-i place, când îl pupi în fund, te face vinovat. Dar el îți arate unde să fii, unde să-l pupi. Și când ai da limbi, deci tu trebuie să știi că narcisistul, narcisistul îți arată treptat, treptat fața lui. Mai ales dacă te rogi la Dumnezeu, ți le revează mai repede. Așa, dar tu te rogi de el, nu te rogi de Dumnezeu. Și după ce luna de miere ți se duce, dracului, mai intensă, acel partener narcisist se îndepărtează mai mult, da? Ce face? Te minte că își consolidează relația prin compatibilitate. Etică. Deci ei, narcisistii, nu încetează să se iubiască pe ei înșiși, da? Și să îndregească. Deci ei n-au nevoie de orgasm de la tine, că își dau ei. Da? ei, chiar dacă fluturi în stomac, narcisistii nu mai au, ei evoluează. Da, la un alt nivel de apropiere. Da, deci un narcisist e foarte periculos. O relație cu un narcisist este o etapă a relației de după luna de miere. Deci este diferit, în sensul în care ăla începe să-și devalorizeze partenerul, dintr-o dată nu mai faci nimic bun, o oh, să vezi, un narcisist niciodată nu se vede pe el însăși și nici pe ceilalți în mod realist, ci îi privește pe aceia ca pe niște extensii ale prostiei lui, în loc să-i privească ca pe niște oameni diferiți care au nevoi, dorințe și, bineînțeles, trăiri diferite. Un narcisist, da, alege să fie cu tine, pentru că te privește ca pe un trofeu cu care poate să se mândrească și prin asociere, bineînțeles, își amplifică acest sentiment al importanței. Și el, să știi narcisistul, își hrănește ego-ul ăla nenorocit. Și chiar poate alege să fie cu tine pentru anumite foloase. Bineînțeles, materiale, imagine, pentru că îi validezi bărbăția unui ipotent. Pentru că îl faci să se simte mai apreciat, îi faci pe plac, tu lui, bineînțeles. Asta e un narcisist. Da, îi se pare foarte interesant ca este cucerească și să-și demonstreze astfel cât de bun și cât de minunat și cât de dizirabil. Îi, sigur, el. Da, dar dacă începe să perceapă acea persoană, imaginea lui falsă, exagerată, lipsită de realism, pe care și-a construit-o, da, să știi că tu când conștientizezi asta, el te va amenința. Așa că eu îi cunosc de la un kilometru, la draco. De la un kilometru îi cunosc. Bine am stat, dar am masat scalpul. A, ah, zice, bine am stat, dar am masat scalpul. Da, perfect, ai făcut foarte bine. Deci, doamnă, încearcă să nu ai stres. Când tu ai stres, primul lucru care îl faci, îți îndeparți familia și însăși pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a zis, Isus a zis, te iubesc și vreau problemele tale să mi le lași în brațul meu. Pentru tu când ai stres, singurul care ți de îndepărtat e Dumnezeu. Pe urmă familia, că vede că o e razna, că tot timpul ești irascibilă, tot timpul ești în stres. Continuăm, bună ziua Anca, doamnă vă admir, doamnă sunteți foarte dragă. Exact așa este. Of, nu am înțeles să nu ating scalpul, să dau balsamul de... Da, ăla ai mesajul. De aici, până aici dai balsamul. n atins scalp. -ul. Acolo lași argintul coloidal. Și aici pui argintul coloidal suav. Până aici. Adică pentru... Uite, doamnă, vezi părul meu. Eu mă spăr cu argint coloidal pe, cap, pe păr. Vezi, dacă eu ăsta ridic, ăsta vine și mai mare, vezi? Vezi cât de mare vine. Dar ăsta nu vine la nivelul ăla. Înțelegi? Pentru că mie îmi trebuie volum sus. Uite. El așa rămâne. mă înțeleg ce zic. Nu, no, bun, că eu mă spărcu cu ele, bineînțeles. Ia să vedem. Salut, Anca, cum ești? Foarte bine. Foarte bine. Bine, bine. Foarte bine, bine, bine. Mm -mm -mm. Da, am văzut că îmi scrieți mesaje. Da, la numărul meu de pe TikTok. Claudia, te salut. Cu drag și cu iubire. Mm -mm. Anca, eu sunt atât de supărată încât dimineața pentru mine nu există, căci eu nu te deschid deloc geamul și sunt tot timpul în cameră. Doamnă, dacă tu ai camera, a ta cameră îi dezordonată, să știi că în ziua aia nu ești liber și nu te domina. Mulți se preocupă să dea discursuri despre cum să schimbi lumea și tu nici măcar nu-ți faci patul. Nu ești în stare să-ți faci ordine în camera ta. Tu nu ești în stare nici măcar să-ți organizezi o cameră mică care ți aparține. Tu nu poți organiza viața ta practic. Cum vrei tu să cucerești visele tale când realitatea ta fizică, fiind cea mai aproape de tine și este ideastră? Ai este doar reflexul de ceea ce tu ai în interiorul tău. Mizerie, dezordine. Așa că, începând de astăzi, când vezi o cameră, tu nu vezi doar o cameră unui om, ci vezi și interiorul lui. Dar tu îi mulțumești lui Dumnezeu mereu. Acum, Doamnă, ia să vedem. Doamnă Nela, să știi că eu încerc întotdeauna, prin viața mea, să nu mă aseamăn cu lumea. Lumea. Eu nu vreau doar binecuvântări și binefaceri și daruri și să uit de dătător. Adică să uit de cel ce mie mi l-a dat. Să uit de Dumnezeu. Da, motive de mulțumire sunt zi de zi din partea mea. De numărate am. Ce lucru am eu pe care să nu-l fi primit de la Dumnezeu? Pentru că toate sunt de la El. Oare cum ar fi dacă încerc într-o zi, sau chiar în mai multe, să nu cer nimic pentru mine? Și nici măcar un cadou, și nici un favor, ci doar să-i mulțumesc pentru ceea ce el mi-a dat și am deja. Și asta zi de zi eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce am. Da, dacă tu ai face asta, cum fac eu. Tu știi că eu în fiecare dimineață când mă trezesc, eu îi mulțumesc la Dumnezeu pentru ordinea pe care o las seara ca să o găsesc dimineață? Tu știi că eu când plec de aici din birou, eu o șterg birou și pe urmă plec? Tu știi că eu la rândul meu îi mulțumesc la Dumnezeu pentru ceea ce am? Și știți că voi, eu nu ca voi, voi tot timpul vreți la Dumnezeu să vă dea uitând ceea ce v-a dat. Puținul ăla. Că sigur cuvântul zice cel ce are eu îi mai dau, creatorul. Iar cel ce nare, are îi iau. Și atunci, dacă tu ai face acest exercițiu să-i mulțumești la Dumnezeu în fiecare zi, viața ta ar fi alta, în primul rând, să-i mulțumești pentru sufletul tău, pentru că voia lui Dumnezeu este să-i mulțumești în fiecare situație, în orice împrejurare și în orice conjunctură. Eu asta fac. Da, încercări care le am. Când tu ești neîndreptățit, și să nu uiți, măi, acest lucru nici când tu ești în bucurii. Da, tot timpul să mulțumești. Și când ești în și când ești în bucurii. Pentru că mulțumirea vindecă boala cârtirii. Alungă gândurile diavolului. Da, și asigură, iată, acea continuitate unei maturizări binecuvântate. Cei din TikTok de aici, de aici, de pe Facebook, Ascultați-mă și astăzi, mulțumirea produce viață nouă, produce sănătate, da, o sănătate duhovnicească, pentru că sănătatea duhovnicească este prin Duhul Sfânt. Mulțumirea, da, da este numai lui Dumnezeu. Să știți că eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot și mai ales pentru minunea de a-L avea pe El în viața mea, pentru că este cel mai minunat dar al vieții mele. Da, pentru că Isus, El însă este bucuria mea. Da, El mă ajută să mă ridic. Acolo unde râde omul, cineva mă direcționează și mă ridică. Chiar și după cea mai cruntă furtună. Că Dumnezeu însă în mângâie inima. Voi vă căcați pe voi când vedeți că aveți o furtună, un năcaz și o problemă. Să știți că foarte fur multe furtune sunt indicate că nu strică, ci curățește. Furtunele respective din viața voastră, ca și din viața mea, a curățit. De ce ți frică de intensitatea lor? Cu cât mai mare e uraganul, cu atât e mai bine. Pentru că tu nu mai ești în stare să vezi ce să lași și ce nu. Dar Dumnezeu știe, așa că toate sunt găduite de El. Și punct. Și, da, tu trebuie să trăiești liber în credință și să-i mulțumești la Dumnezeu că poți să trăiești liber în credință, că poți să o mărturisești, chiar și aici pe TikTok. Eu îi mulțumesc foarte mult Dumnezeu pentru tot ceea ce a dat vieții mele până în momentul ăsta. Ah, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu și tot timpul îi zic, Doamne, îți mulțumesc pentru că tu m-ai întărit, pentru că m-ai socotit vretnică de încredere și m-ai pus, iată, în slujba ta. Asta e mesajul meu. Toți avem un, un, un Dumnezeu minunat, și interesat, și implicat în orice detaliu din viețile noastre. Toți avem. Și da, și spunei tot timpul lui Dumnezeu mulțumesc. Și crezi. Și fi convinsă că mulțumirea vine atunci când înțelegem că ceea ce ne dă Dumnezeu este mult mai bun decât ceea ce ne dorim noi. Că mulțumirea este comoara cel mai de preț din inima omului. Iar dacă voi o aveți, orice lucru neînsemnat are valoare. Iar dacă nu o ai, orice lucru valoros nu mai înseamnă nimic. Așa că mulțumiți lui Dumnezeu cât mai des. V-am spus, sigur nu se uzează. Vă sfătuiesc să încercați și dumneavoastră acest lucru. Și da, mai ales cei tineri. Da, încă ai dreptate, unui narcisist îi validezi bărbăția. Bineînțeles. Da, camera, camerele, casa în care trăiești este reflexul la ceea ce ai în suflet. Bineînțeles. Da. E important și cât de curată ți este mașina. Știi de ce? Pentru că acolo tu te, tu te gândești, te urci și vrei să ajungi. Și cu mizerea cu care vrei să ajungi, mizerea pe care o ai, și o explici celorlalți. Mizeria, când ești nedisciplinat, greunează gândurile, proiectele și tot. Salutare, Anca, da, foarte corect. Da, știu că e foarte corect. Bună ziua, duminică liniștită, vă doresc. O duminică liniștită și frumoasă tuturor. Anca, mi-arăt și mie detoxul, da, doamnă. Detoxul ăsta, Asta e pentru slăbit, pentru eliminarea apei din organism. Am spus că e pentru tot ce înseamnă intestine, pentru tot ce înseamnă kilograme în plus. Bună ziua, duminică liniștită, vă doresc. Mulțumesc, doamna Nechiti Nicoleta. Te pup. Cu drag. Barbara, pupici, Laza. Vasile. Macovei. Pupici cu scripici. Da. Da, doamnă, și eu vă pup. Nicoleta, pupici. Nu, doamnă Cornelia, Biblia, într-adevăr, în viață, pentru că adevărata. Uh, deci, doamnă, as, ascultă-mă. Deci, nu. Nu, îi. Uh, da. Deci, uh, să vă explic, doamnă. Deci nu, nu doamna Cordelea, Biblia într-adevăr învață că adevărata fericire depinde nu de situația economică a unei persoane, ci de spiritualitatea ei și de relația ei cu Dumnezeu. Da, deci zice în Biblie, fericiți sunt cei conștienți de necesitățile lor spirituale. Da, citește în Matei 5 cu 3. Indiferent de situația financiară, cei conștienți în necesitățile spirituale doresc, da? Doresc, ei doresc să cunoască modul de gândire al lui Dumnezeu. Și da, pot astfel să învețe, iată, adevărul, adevărul biblic, care acolo oferă mângâiere reală și pacea minții. Da, și toate acestea duc. Fe a, acea fericire autentică, nu acea de moment, nu de supraviețuitor, ci vorbim de fericire autentică. Elvi Cristi Crețu, salut. Salut Cristina. Anca m-a ajutat foarte mult. Mă bucur Anca, acest TikTok e dezastru. Tu ești cea care dai lumina. Mulțumesc, Doamnă. Așa e. Dumnezeu lucrează prin oameni. Și Dumnezeu tot timpul, da? Își face treaba prin aleșii lui. Sivina, te salut! Da. Despre cămătari? Da. În Proverbe 28 cu 8 zice și ne își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă le strânge. E adevărat că le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Da, da, pe el îl îngătuiește Dumnezeu să strângă chiar și prin camătă, chiar și prin batjocura unora, spre alții, ca destinație. Că așa cel, da, fără de credință, ridică săraci. Pentru că ceea ce are săracul, bogatul dă dot. După ce-și vede că ce-a făcut el igoană după vânt. Așa, mai dea și mie. Mm. Și eu sunt foarte fericit că te-am cunoscut aici pe TikTok. Mă bucur, doamnă. Daniela Cojocaru. Da, Elvi. Un om bogat nu are noroc în tribunal, doamnă. Legile celor bogați pot apăsa pe săraci, adevărat. Dar răspunsul lui Dumnezeu este întotdeauna acesta. În Isaia, 3 cu 15 zice, cu ce drept? Călcați voi în picioare pe poporul meu și apăsați pe săraci. Da, zice Domnul, Dumnezeul oștilor, ce aduce stăpânirea Domnului Isus? Duhul Domnului, da, se va odihni peste el adică Duh acela de înțelepciune și de pricepere. Este un Duh de sfat și de cunoștință și de întărire și de frică de Dumnezeu. Deci plăcerea lui va fi frica de Domnul și va judeca, nu va judeca după înfățișare și nici nu va hotărâ după cele auzite. Și va, Dumnezeu îi va judeca pe cei sărați cu nedreptat, cu, cu, nu, va, nu va judeca cu nedreptate, ci va judeca cu, da, uh, deci puterea lui Dumnezeu în fața judecătoriei este mare, pentru că Dumnezeu are putere pe pământ, sub pământ și în cer, da? Și el, da? Va lovi toiagul cu pământul, cu suflarea buzelor lui vor face, va omorâ pe cer rău. Așa că nu te preocupa de cum lucrează Dumnezeu. Da, parfum exotic aveam, am. Am parfum exotic, da. Încă două mai am. Da. Da, doamnă, vă trimit. Eu, eu acum am dată cu o fresh, cu acel frumos parfum. Cum îl vede Dumnezeu pe sărac, care este slujitorul său? Îl vede. Pentru că în Apocalipsa 2 cu 9 zice știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o, o sinagogă. Ați citit? Da. Așa că nu te preocupa că cel sărac trebuie neapărat să-și întărească credința. La Dumnezeu nu prea-i plac săracii. Că Dumnezeu a zis, îndrăzniți. Ha? Ești frumoasă și bengoasă, zice unul, mulțumesc, te pup. Te ador. Bravo, doamnă! Toni, Gabriel, Maria, salut! Maria, jos, pălăria, Maria, jos, pălăria! Da, eu totdeauna îi mulțumesc pe Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ceea ce eu, adică cu amele cuvinte care tot timpul îi spunea Dumnezeu mulțumesc că mi-ai dat și îți mulțumesc că mi-ai luat, îl, îl onorează. Pe Dumnezeu mulțumirea îl onorează. Deci mulțumirea atât de mult îl onorează pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu a făcut totul. Toată cinstea și gloria și mulțumirea din partea mea este numai a lui. Să știți, deci Dumnezeu, da, asta face. te pup. Doamnă, dacă ești atât de deșteaptă, spunem cum îl chema pe omul care a dus crucea lui Isus. Da, asta scrie în Matei 27 cu 32, acolo, până la 66 poți să citești relaxat. Da, zice că acolo în răstignire, bine răstignirea lui, zice că atunci când au ieșit, au găsit un om din Cirena pe nume Simon și l-a obligat pe acesta, iată, să ducă curcea lui Isus. Când au ajuns la locul numit Golgota, căruia îi se mai zice și locul craniului, da? să știi că i-a dat să bea vin amestecat cu fiere. Și da, când l-a gustat, sigur că n a vrut să-l bea. Pentru că după aia, sigur, l-au răstignit, au împărțit hainele lui Iisus, încă el trecând la sorți. Apoi, Sigur s-au așezat jos și îl păzeau. Da, acolo. Îi puseseră, sigur, deasupra capului o mare acuzație. Zice, acesta este Isus, împăratul iudeilor. Da, tot atunci să știți că au fost răstigniți cu el și doi tâlhari. Unul la dreapta și unul la stânga lui. Da, cei ce treceau pe acolo să știți că îl insultau. Dădeau din cap și ziceau, ea, tu care ai tărâm templul și-l construiești în trei zile. O, de ce nu te dai jos de pe cruce? Da, dacă tu ești fiul lui Dumnezeu. Și, bineînțeles, iată, ia dă te jos de pe cruce. Să știți că îl bat, era bat jocorit și conducătorul preoților, împreună cu cărturarii și acei bătrâni, zicând, pe alții i a salvat, Uită-l acolo pe cruce, pe el, dar el pe sine însuși nu se poate salva. Da, citiți. Zicea unul, da, dar pe împăratul lui Israel să se coboare acum de pe cruce. Și da, noi toți vom crede că el este. Să știți că toți, zice, s-a încrezut în Dumnezeu. Și acum să vedem dacă Dumnezeu îl părăsește și Dumnezeu dacă a vrea să-l scoată de pe cruce. Pentru că a zis, eu sunt fiul lui Dumnezeu, a zis Isus. La fel, îl batjocorau și târharii, să știți care erau răstigniți, iată, împreună cu el. Citiți acolo că vă trebuie. Bineînțeles că știu. Știu desule. Am citit. Laza. Ce știi de moartea lui? De moartea lui Iisus. Da. Eu știu că de la ceasul al șaselea și până al ceasul al nouălea, s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus s-a strigat cu un glas tare. Eli, Eli, Lema Sabatani, adică care înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Bună, salut! Da, erau mulți, dar unul dintre cei ce erau acolo l-a auzit și a zis acest om, zice, strigă pe Ilie. Unul dintre ei a alergat și a luat un burete. L-a umplut, bineînțeles, cu acel vin acru. L-a pus într-o treste și l-a dat să bea. Dar sigur, ceilalți zicea, lasă, domnule, să vedem dacă vine Ilie să salveze. M-ați înțeles? Ce-a înțeles ceilalți? Da, Isus, într-adevăr, a, a, strigat din nou cu glas tare și apoi sigur și-a dat Duhul. Da, și iată că draperia aia de sus, adică draperia templului a fost dispicată în două. Știți, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, iată, Stâncile frumos s-au despicat, mormintele s-au deschis. Și da, multe trupuri ale sfinților, da, care muriseră, au fost înviate. Anca, tu crezi în înviere, da. Eu cred în moarte și în că dacă nu... Pentru ce crezi că în înviat Iisus și te rogi lui, dacă nu crezi? Salut! Doamnă! Marbela! Carla! Uh, să știți că am niște oameni plecați dincolo pentru, uh, cum să spun, uh, niște oameni plecați încolo pentru proiectul meu, domnul meu și doamna mea, uh, dar și pentru anumite lucruri frumoase care țin de, cum să spun, de brandul meu, Tony Richardson, și sunt foarte prinsă. În timp ce am răspuns la întrebări, trebuie să ies și să mă conectez cu ei pentru că așteaptă răspunsul meu și, bineînțeles, acceptul meu anumitor lucruri. Pentru că știți, brandul meu, Tony Richardson, crește și mai mare pe zi ce trece. Și de asta îl pregătim să-l facem bine. Vă pup și discutăm! Să vedem cât s-a uitat la mine astăzi. Oh! Bun, pa!